Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la Interviul de 10. Invitatul meu de astăzi este un om cunoscut nației române prin munca sa și mai puțin prin imaginea sa. Deși jurnalist fiind, v-ați aștepta să-l vedeți mereu. Doar că misiunea sa sau modul său de lucru presupune multă investigație și presupune să rămână un pic în spatele subiectului. Este un jurnalist care a creat 2, 3, 4, dacă stau să număr doar în ultimul an, lucruri memorabile și care s-au viralizat și care se bucură de foarte mare popularitate împreună cu redacția sa care se numește Recorder. Alex Nedea este invitatul meu. Bine ai venit, Alex. Îmi pare bine să ne cunoaștem și să te și vedem. Bine v-am găsit. E sigur că multă lume te vede în scurte cadre în materialele tale. Să spun și pretextul pentru care ne-am întâlnit sau pretextul invitației mele este următorul. Alex Nedea este marele câștigător al concursului de presă Superscrieri, cel mai important concurs de presă din România, și Alex a luat, cred că 3, numărăm bine, hai să numărăm împreună. Deci, premiul cititorilor, da? Pentru documentarul cu Ovidiu Ianculescu, acesta era unul, după care Câinele de pază al democrației, pentru că Alex Nedea, ăsta e un premiu onorific, pentru că Alex Nedea face anchete pe care publicul le primește foarte bine, dar și marele premiu Superscrieri, pentru o campanie care mie mi s-a părut extraordinară și despre care o să vorbim astăzi, se numește Apă de Băut. Încă îți savurezi succesul? Da, știi, na, mă rog, premiile astea sunt așa un fel de alinare pentru munca noastră, dar nu sunt un scop în viață, știi, îți trece repede entuziasmul, a doua zi o iei de la capăt. E bine că există, dar e bine să nu ți-a Dumnezeu mințile după ce e un astfel de premiu, pentru că nu e cazul. Povestește-mi un pic despre tine, că o să revin la premii. Sigur că ele sunt foarte importante, dar zi-ne un pic despre tine. Câți ani ai? Cine ești? De unde ești? Lumea nu știe datele astea despre tine. Am 37 de ani și m-am născut în Iași, în capitala jurnalismului, se spune. Iașiul e o școală are o școală de presă foarte bună și are una dintre cele mai solide redacții locale din România. Și aș putea zice chiar acolo se practică un jurnalism independent. Am observat cât de important e jurnalismul local de-a lungul materialelor mele. De exemplu, am avut 2 materiale despre oarecum cu un subiect similar, despre politizarea instituțiilor statului. Un material la Iași, filmat la Iași, a fost vorba despre acea chelnăriță expertă în PDF care ajunsese să ne apere de inundații, și a mai fost un material filmat la Mureș, unde s-a desfășurat povestea lui Ovidiu Ianculescu, profesionistul de la Apele Române, care a fost înlocuit cu un băiat de la PNL, secretar, care avea experiență în automate de cafea. Vreau să spun că presa locală în Mureș e aproape paralizată și subiectul nu s-a întins atât pe cât ar fi meritat, dar în Iași a fost absolut miraculos ce s-a întâmplat după povestea cu chelnărița. Jurnaliștii locali au ieșit sărit în hait, au dezvoltat subiectul, au căutat noi unghiuri de abordare, au asaltat cu întrebări autoritățile de acolo. A fost ceea ce trebuia să se întâmple în urma unor astfel de dezvoluiri. Să spunem că Iașul are această școală de presă încă dinaintea anilor 90, când a existat acolo o publicație, Opinia Studențească, ea a existat în continuare și e de fapt un incubator pentru tineri ziariști. Opinia Studențească a fost o publicație independentă ani de zile, chiar și în perioadele cele mai negre ale României. Acolo s-au putut întâmpla lucruri formidabile. Ai lucrat mulți ani în presa de la Iași sau ai venit direct la București? Tocmai asta e chestia ciudată în situația mea. Că ai numit Opinia Studențească, doi din cei
13 reporteri pe care are acum Recorder sunt școliți la Opinia Studențească, dar nu e vorba despre mine. E vorba despre Andrei Budișteanu și Anca Simina. Eu nu am făcut școala jurnalistică la Iași, eu doar m-am născut acolo și am stat până la 12 ani și nu am făcut școala de jurnalist de la Iași pentru că acolo nu se intra pe bază de concurs, ci pe bază de dosar, iar la mine problema cu dosarul era discutabilă dacă intram sau nu, că nu m-am ținut foarte mult de școală și aici a fost un examen extrem de serios, foarte greu se intra la București, dar am preferat să merg la sigur la un examen, să vadă lumea că am potențial de jurnalist, decât să mă înscriu pe bază de dosar, unde conta foarte mult mediile din liceu, media de la BAC și așa mai departe. Deci nu am făcut școala de jurnalism la Iași, decât o mică parte. Am fost membru într-o redacție de liceeni, sponsorizată de cel mai mare mogul planetar, domnul Soros. Da? Deci eu, ca să lămurim din start, sunt cumpărat de Soros și sunt sub zodia lui Soros. Așa că cine se întreabă de ce sunt așa cum sunt, asta e singura explicație. Am făcut puțin jurnalism la Soros acolo în Iași și până în clasa 12, dar apoi am venit aici. Cum ai ales investigația? Investigația este cel mai greu gen jurnalistic pentru breasla asta. Este cea care te răsplătește foarte puțin, nu-ți aduce nici luminile rampei, cum se spune, în mod obișnuit. Care este imboldul pentru un om tânăr să facă investigații? Eu n-am ales investigații, eu am ales jurnalismul și cred că ăsta e setup-ul pentru tinerii jurnaliști, ăsta ar trebui să fie setup-ul în viață când intri în profesia asta. Nu intri să faci investigații, ci intri să faci jurnalism. Jurnalism înseamnă să relatezi despre comunitatea în care te afli și să expui bucățele din realitate. Le poți expune fie făcând o investigație, fie făcând o știre, fie făcând un reportaj sau chiar un interviu, ceea ce faci tu acum. Ăsta ar trebui să fie setup-ul pentru jurnaliștii tineri. Haide, intrați la șaibă, intrați să lucrați la șaibă, intrați să lucrați, să vă faceți meseria, să relatați realitatea. Și apoi vedem dacă mai dăm jos și un ministru, un secretar de stat, facem o anchetă care să cutremure sistemul și așa mai departe. Investigația este cel mai greu gen jurnalistic și nu poți să-l o faci așa intrând în meseria asta din prima. Trebuie să ai ceva ani de muncă în zona de jos a profesiei, să zicem, de jos. Adică să faci știri, să mergi la conferințe super plictisitoare din care să te gândești dacă iese sau nu ceva, să ai exercițiul de a pune întrebări la autorități și să insiști să primești răspuns. Da, eu cumva n-am pornit să fac investigație în meseria asta și cred că a fost bine că a fost așa. Deci ai mers pas cu pas, declicul ăsta către ce faci acum, cum s-a produs? Când ai zis, uite, ăsta e drumul care îmi place. S-a produs foarte domol așa. Eu întâi am intrat într-o redacție de învățământ și tineret se chema, la ziarul Adevărul, pe vremea în care ziarul era încă, nu era cumpărat încă de Patriciu. Și acolo am făcut știri despre expoziții de pictură la Grădinița 23, despre tot felul de chestii super plictisitoare la prima vedere, dar mi-am făcut mâna, știi? Și apoi de la știri am încet trecut la reportaj, am ajuns la un departament de reportaj la Jurnalul Național, unde iarăși câțiva ani am scris reportaj și de la reportaj încet am început să fac reportaj anchetă, adică reportaje dar cu elemente de investigație. Am învățat foarte mult la un departament condus de Emilia Șercan, unde am făcut investigație o perioadă la Realitatea TV, după care am ajuns la Carmen Avram, la emisiunea în premieră, unde nu mi s-a impus să fac investigații, mi s-a dat mână liberă să-mi aleg eu subiectele și să fac ce vreau eu. Și încet, încet, toate subiectele pe care le legeam mergeau în zona asta de investigație. Pentru că îmi place foarte mult să intru în profunzimea unor lucruri ascunse sau pe care autoritățile le doresc a rămâne ascunse pentru totdeauna. Hai atunci să ne uităm la acest cel mai lăudat și apreciat material din presa ultimului an și care, indiferent de ceea ce s-ar crede,
Nu a fost vorba de documentarul sau, să zicem, reportajul Covidiu Ianculescu, ci acest apă de băut despre care eu și alți membri ai jurului, că trebuie să spun chestiunea asta, am considerat că este un material de presă excepțional. De asta a și luat premiul acesta. De ce l-am numit excepțional? Pentru că are cel mai simplu subiect din lume despre un lucru vital, dar un lucru în care autoritățile din România efectiv și-au trădat cetățenii și nu într-un singur loc, ci în mai toată țara. Care este subiectul anchetei? O să vă invit să o vedeți pentru cine are timp, dar o să-l descriu foarte pe scurt. Alex Nedea și colegul său David Muntean descoperă următorul lucru, că apa potabilă furnizată în mai multe localități de diverse companii ale primăriilor sau independente, depinde de forma de organizare acolo, este murdară și periculoasă. Ăsta este subiectul și, plecând de la un caz, se extinde o hartă roșie îngrozitoare a unei crime care se întâmplă în România. Cum ai plecat, Alex Nedea, în această uimitoare călătorie pe care ai făcut-o în zeci de localități ale țării? Da, chiar a fost o călătorie uimitoare și e genul de subiect pentru care te apuci de meseria asta. Visezi la un moment dat să trăiești toată această călătorie pe care am trăit-o eu în acest subiect, pentru că a fost o călătorie. Totul a pornit de la o sursă care m-a contactat și mi-a spus că la ei în sat, într-o comună mărginașă din Oltenia, o firmă de construcție a înlocuit echipamentele de tratare a apei, adică acele echipamente care fac apa din pânza freatică, o fac potabilă, și în locul lor a pus niște echipamente de proastă calitate, dar mai ieftine, astfel încât firma rămânea cu diferența de bani în buzunar. Pentru inițial m-a fost sceptic că e un subiect pentru Recorder, pentru că noi căutăm subiecte de amploare, subiecte care vizează cât mai mare parte din populația țării și părea un subiect marginaj, da? O chestiune care viza câțiva 1000-2000 de locuitori din acel sat, nu prea interesează pe nimeni din București ce se întâmplă în satul Văscăuți, să zicem. Dar a fost un capăt de ață de care am tras, din curiozitate mai mult, și am tot tras, astfel încât după 8 luni de zile aveam un dita mai gemu de subiect în brațe, adică aveam un fenomen național și fenomenul era următorul. Firme de construcții, deliberat, la sat mai ales, pentru că acolo ochii opiniei publice sunt mai închiși, așa, sau ochii vigilenței ai presei uneori sunt închiși, cum era și posibil cazul în situația dată. Și am observat că aceste firme deliberat fură echipamente sau fură la lucrările de aducțiune de apă pentru a face economii la materiale, iar rezultatul este unul dezastros. Rețelele de apă potabilă sunt cu apă nepotabilă, iar oamenii o beau pentru că ei știu că în satul lor s-a făcut apă potabilă, s-a adus apă potabilă la robinete. Atunci ne-am dat seama că trebuie să facem o hartă, să arătăm oamenilor că într-adevăr e un fenomen național și atunci ne-am gândit să contactăm autoritățile responsabile pentru fiecare județ în parte, în speță era vorba de direcțiile de sănătate publică, direcții care sunt obligate a regulat să facă analize în toate rețelele de apă potabilă din România. Și ce ați aflat? Am aflat că deși DSP-urile în mod sistematic găsea depășiri la parametrii de potabilitate în acele ape, primăriile nu comunicau mai departe, că asta era obligația lor, să comunice mai departe către cetățeni. Nu beți apă de aici, apa e periculoasă, DSP-ul a găsit apă contaminată aici. Ei ascundeau deliberat primarii aceste rezultate ale analizelor pentru că ei erau și autorii investițiilor de cele mai multe ori și nu puteai să te duci și deodată la oameni să le spui ok, acum în campanie electorală m-am lăudat că v-am adus apă, dar știți, acum trebuie să vă spun că apa nu e potabilă, adică degeaba am făcut-o. Și atunci preferau să închidă ochii și să-i lase pe oameni să consume apă mizerabilă, apă care le punea în pericol sănătatea. Nu vorbim de un caz, încă o dată. Voi ați investigat aici zeci de cazuri, pe Recorder există o hartă care arată sute. Sute. Există o hartă care arată... La 800 de comune,
Dar din cele 800, cred că nu mai țin minte exact cifra, dar știu că din cele 800 de comune care aveau rețele de aducțiune de apă, cam în câteva sute, nu mai știu exact procentul, câteva sute am găsit apă contaminată pe care locuitorii de cele mai multe ori o consumau fără să știe că e contaminată. Care era, bun, eu am văzut aceste anchete, ele sunt sub forma unui documentar video, să înțeleagă toată lumea, mai multor documentare video, dar aici va trebui să ne povestești tu care era reacția celor confruntați cu această dezvăluire, fie că erau autorități, fie că erau cetățeni. Îmi aduc aminte de o secvență, mă rog, să zicem, amară, dar în același timp senzațională într-unul din reportajele noastre. Așteptam cu interes să se inaugureze o rețea de apă într-o comună pentru că vreau să vedem cum arată apa. Dar nu ne așteptam că apa poate să arate, chiar dacă e contaminată, altfel decât arată o apă potabilă. Știi că asta e marele ghinion la o apă nepotabilă, că arată de cele mai multe ori ca o apă potabilă. Și când au apăsat pe cișmeaua aia stradală pe care o inauguraseră ei cu vreo lună în urmă, a ieșit braga. Știi cum arată braga? Așa a ieșit. Deci o apă neagră, nămoloasă, îngrozitoare. Și am umplut un pet de 2 litri și m-am dus la viceprimarul din sat să bea și el, dacă tot a dat la tot poporul, să ia și el o gură. Și m-am dus cu petul ăla de apă la el și a zis, domnul viceprimar, vă rog frumos, puteți să beți din apa asta? Și a început să țipe la mine că aia nu e apa de la el din sat, am luat apă din Jiu. Du-te de aici, domnule, că aia e apă din Jiu, nu există așa ceva. Da, într-adevăr, arăta o apă, ca o apă dintr-un râu, știi, groaznică. Cum sunt reprezentanții statului când se întâlnesc cu tine? Pentru că, sigur, aici multe dintre cadre sunt spectaculoase. Voi faceți, cum să zic, pur și simplu îi abordați uneori și pe stradă, îi mai și fugăriți. Pe unii prindeți la birou, care mai au chef să dea interviuri, dar puține situații. Cum îi simți? Sunt speriați, sunt reticenți? Care-i sentimentul? Sunt din ce în ce mai reticenți, să zic așa, să ne ofer un interviu. De asta, de cele mai multe ori, eu am renunțat să îi mai sun pe cei pe care îi simt că refuză interviul și îi am informații certe de multe ori că oamenii nu vor da un interviu. Atunci prefer să-i aștept la locul de muncă, da? În fața locului de muncă, pentru că nu e nicio rușine să filmezi un om care vine la muncă, la fel cum nu e nimic ilegal și nici imoral să-l întrebi pe un om pe stradă de ce a făcut asta, când e vorba de autoritatea statului, mai ales. Și atunci îi aștept la locul de muncă, sper că acum să mai vină autoritățile statului la locul de muncă, că probabil o să zică mulți, băi, nu mai vin la locul de muncă, ăsta e șpilul. Să nu mă prindă recorder, nu mai vin la lucru. Dar știi că deja circulă glume pe internet cu bună ziua, sunt Alex Nedea de la Recorder, bună să-ți fie inima, mi-am dat demisia de 2 zile. Și am văzut acest lucru pe Facebook. Dar populația, oamenii, cetățeni, pentru că tu te-ai dus și le-ai spus și lor, știți, aici e o problemă cu apa asta din care beți voi și unii, sau nu unii, cei mai mulți au aflat de la tine prima dată că beau ceva în neregulă. Ei ce spun? Păi erau pur și simplu paralizați, că nu le-a spus niciodată, n-au avut nici măcar un indiciu că apa aceea nu e potabilă. Da? Primarul la zilele comune, cred că le zicea în fiecare... De fiecare dată, uitați că ce am făcut eu aici și apă potabilă, bem apă sigură, că aia din fântână nu era bună și am venit eu și am făcut și am dres. Adică oamenii în conștiința satului se știa din totdeauna că apa aia n-are cum să aibă vreo problemă, că e apă potabilă, nu e așa? Și când le spuneam, dar pot să zic că 99% din cazuri și am fost, cred că, în vreo 15-16 comune și am vorbit cu sute de localnici, 99% din cazuri oamenii spuneau cum? Dar e prima dată când aud asta, cum nu e potabilă? Cum? Dar ne-a zis primarul, nu se poate așa ceva, o face primarul, o controlează primarul, n-are cum. Adică oamenii aflau, e foarte grav că oamenii află răspunsuri la întrebări esențiale de la presă, când există instituții ale statului care sunt puse să vegheze la sănătatea oamenilor, sunt puse să vegheze la cât de bine construite sunt aceste rețele și nu se întâmplă așa, e groaznic.
M-a întrebat cineva pe Facebook, am publicat ancheta ta de două ori, am avut ambiția adevărat, nu am reușit până la capăt să public toate materialele nominalizate pe Facebook, astfel încât cel puțin cei din comunitatea mea să vadă că există presă de calitate în România și o să susțin asta în continuare. Foarte multe anchete bune, foarte multe reportaje bune la Superscrieri. Am pus din nou, după ce ai luat marele premiu Superscrieri cu această anchetă, am pus-o din nou pe Facebook ca lumea să o vadă și m-a întrebat unul dintre cititori, ok, dincolo de munca voastră ca jurnaliști, care sunt rezultatele? Omul a întrebat direct, doamne, și ceva arestări după ancheta asta? N-am știut să-i răspund. Păi răspund eu, că s-au deschis, cred că în urma acelei anchete s-au deschis vreo 3 dosare penale. Nu știu stadiul lor, dar știu că DNA-ul s-a autosesizat, ceea ce e un semn bun pentru o democrație sănătoasă. DNA-ul s-a sesizat. Am avut și niște discuții cu procurorii care m-au chemat în calitate de martor acolo. Sentimentul meu este că e foarte greu pentru Direcția Națională Anticorupție să meargă pe zona asta de a proba cum fură la săpături firmele de construcție, pentru că nu e treaba unor procurori să vadă dacă au săpat corect acolo, dacă au pus echipamentele care trebuie și așa mai departe, ci e o instituție a statului special făcută pentru asta, Inspectoratul de Stat în Construcții, care ar trebui să vegheze la corectitudinea acestor lucrări, inspectora care e tot a politicienilor, cum și firmele care construiesc sunt tot ale politicienilor, știi? Asta e problema cea mare. Bun, asta pe lângă faptul că s-au deschis dosare penale și procurorii au mai întrebat de sănătate pe oamenii ăștia, în situația punctuală, mă refer la prima investigație în care am vorbit despre o firmă, Condor Păduraru, și cu alte firme conexate la această firmă, care pur și simplu deturnau banii publici, în situația aceea punctual s-a oprit finanțarea total, la una din comune cel puțin. Uniunea Europeană a zis că nu e în regulă ce e acolo. Agenția românească care dă bani efectiv, se numește Afiru. Afiru a tăiat finanțarea și l-a spus că nu e mai este investiția asta, nu e eligibilă, să se descurce ei cu ea. Și e o lovitură mare pentru firma cu pricina, pentru că nu-și mai ia banii de la primărie, dar din păcate e o lovitură mare și pentru oamenii din sat, pentru că ei cumva prin primărie trebuie să plătească toată hoția asta. Dar duce la rezultate, duce la rezultate paradoxale chestiunea asta. O să fac o paranteză aici, o să mă întorc la anchetele tale. Sigur, lumea vrea să știe foarte mult despre cazurile Ianculescu, Musteață. Aveți unul acum nou care a și fost demis tot la Ministerul Mediului, dar ești un om care a traversat România în lung și în lat, chiar și în pandemie. Și voiam să ne povestești cum ne-ai găsit, cum ne-ai văzut pe noi ca cetățeni, ca nație în perioada asta grea, complicată pentru oameni. Cum ai găsit România? A fost foarte greu la început, că inițial și noi jurnaliștii ne-am izolat. A fost foarte greu pentru noi, dar nu o să vorbesc despre asta. O să vorbesc despre izolarea asta pe care o vedeam deodată, în mod oficial între români, da, eram pus să stăm în casă, dar să știi că românii ca nație sunt niște indivizi foarte izolați de comunitate, în interiorul lor, dacă nu în exterior, știi? Și acum a venit pandemia și ne-a și oficializat această izolare. Noi nu suntem niște ființe foarte sociale, adică nu prea ne place să lucrăm în comunitate, în colectivitate, suntem foarte egoiști, eu așa o văd. Adică avem și zicala asta, capra vecinului, știi? Să moară capra vecinului. Noi nu lucrăm cu vecinul nostru, nu e partenerul nostru, da? E inamicul nostru de multe ori și ăla care, dacă are mai mult, e nasol, știi? Și cumva pandemia n-a făcut decât să oficializeze o izolare care e în interiorul ființei românului, să zic așa. Și a fost de întotdeauna și cred că e și principala problemă a României asta, că nu știm să cooperăm. Mergem la mare, în Grecia, și alegem plajele care sunt cele mai puțin populate de români, știi? Da. Unde? Băi, unde să mergem? Nu mergem în stațiunea aia, că acolo sunt români, știi? Adică cineva ne-a indus ideea asta că românii sunt nasoi, dar dacă îi întreb pe greci, băi,
cum sunt românii? Românii, filia, prietenii noștri, românii sunt mișto, sunt cei mai buni turiști ai noștri, dau și bacșiș, sunt și prietenoși, nu ne tratează de sus, sunt foarte ca lumea. Și chiar suntem foarte ca lumea, dar problema e că noi nu ne suportăm unii pe ceilalți și ne izolăm. Știi? Ne izolăm unii de ceilalți. Individualismul fiind cea mai caracteristică trăsătură a noastră. Respectarea regulilor, pentru că tu chiar călătorești, spre deosebire de noi care mulți facem presă din birou, tu chiar călătorești. Restricțiile astea se respectă? Cum, ce sentiment ai? Să știi că sentimentul meu când am auzit de restricțiile astea a fost că, bă, n-are cum, la țară nu există mai așa ceva, să-i pui pe aia la țară să stea cu mască pe nas, pe gură, nu există. Dar să știi că am rămas perfect surprins de atitudinea românului de rând, care, să știi că cel puțin în prima parte a pandemiei, a respectat restricțiile. La satele erau pline de oameni de toate felurile care purtau mască. Mai stăteau ei așa puțin pe la poartă împreună, dar în general sentimentul meu a fost că oamenii au încercat la început să respecte regulile și nu e. Eu am fost în Grecia exact când s-au ridicat restricțiile astă vară, am fost în Grecia în vacanță și am găsit acolo, nu-ți imaginezi, deci grecii erau claie peste grămadă, terasele pline, nu purta nimeni mască, eu mă simțeam prost că aveam mască, inclusiv în supermarket, intrasem cu mască și toți se uitau la mine de parcă aș fi ciumat, știi, nu era nimeni cu mască de acolo și să știi că românii, cred că când situația noastră de criză încearcă să asculte de autorități, dar până la un punct, știi, adică avem și noi răbdarea noastră și cred că am trecut de multă de linia aia a răbdării. Cu restricțiile. Cel puțin o parte, da. Ai înțeles protestele care au avut loc ca jurnalist, ca cetățean, te întreb. Ai simțit nervozitatea asta în drumurile tale, în călătoriile tale? Da, există o nervozitate pentru care provine și dintr-o lipsă crasă de încredere în autoritatea statului român și și-o merită autoritățile din România. Adică n-am avut niște autorități foarte credibile în ultimii 31 de ani. Și atunci când românul simte că autoritatea le ascunde ceva, că de obicei le ascunde ceva, e normal să n-aibă încredere nici în sfaturile lor, nici în restricțiile lor și așa mai departe, nici în recomandările lor. Tu ești dovada că autoritatea ascunde ceva. Exact. Pentru că în cazurile filmate de tine, tu le-ai arătat oamenilor că primarul îi minte în legătură cu apa pe care o beau și același primar acum trebuie să le spună purtați mască. Exact, exact. Și de la primar în sus, da, miniștrii, vine premieri și așa mai departe. Oamenii nu mai au încredere în autorități și e de admirat că oamenii au ascultat de autorități la început, deși nu aveau încredere în ele. Eu îi înțeleg pe oamenii ăștia care protestează acum, să știi, chiar deși mi se pare că ar trebui să poarte mască și să asculte de indicații, pentru că nu e vorba doar de viața lor, e vorba de viața celorlalți, de multe ori. Băi, totuși înțeleg atitudinea asta de respingere, dar ar trebui să se gândească mai puțin la ei și să se gândească că trăiesc într-o comunitate și că, deși ei sunt ok cu asta, că băi, ok, mă pun în pericol, dar nu vreau să fac vaccinul la neam. Mă pun în pericol, dar nu pot eu botnița aia. Să se gândească măcar că ei îi vor pune în pericol pe ceilalți, știi? Pe ceilalți din jur, deși e greu în România. Sunt cu Alex Nedea de la Recorder. Politicienii v-au luat frica. Este clar că Recorder, prin anchetele sale, e o instituție care sperie. Mai multe guvernări au pățit chestiunea asta. Cum e când îi sun la telefon pe politicienii importanța zilei? Pentru că sunt convins că de la Recorder nu îi sun pentru un interviu obișnuit. Adică, haideți să vorbim despre, nu știu, cum e la radio, cu tare hotărâre pe care ați luat-o în ziua asta. Păi, să spun cum a evoluat relația mea cu domnul ministru Alexe, de exemplu, care intrase pe un val de popularitate extraordinar de mare în noiembrie 2019, era la 2 sau 3 luni după ce am publicat noi o investigație foarte amplă despre tăierile de pădure din România, pe urmele hoților de lemn se chema. În urma acelui material au fost proteste de stradă, nu datorită materialului, ci un ONG organizase
aceste proteste pentru a se lua măsuri împotriva colților de lemn, dar cred că materialul nostru a impulsionat foarte tare și a fost o mișcare de stradă enormă atunci pentru un subiect de mediu, să zicem. Iar domnul Alexe intrase pe tot acest val și a zis gata cu hoții de lemn. Avea un discurs care prindea foarte bine la public și inclusiv pe mine m-a amăgit, sincer, pentru că mi s-a părut că e un om hotărât. Noi publicasem atunci, publicasem în exclusivitate faptul că instituțiile statului ascund cifra de 20 de milioane de metri cub de lemn dispărut din pădurile României, pentru că nu dădea bine, știi, să se știe că aproape jumătate din lemnul din România e furat, e dispărut, nu există în acte. Iar noi publicasem atunci acest subiect în exclusivitate și domnul Alexe venise și și-a asumat bărbătește: eu sunt noul ministru al mediului, această cifră știu că a fost ascunsă de fostul ministru, eu vă spun că această cifră e reală, această cifră e o problemă pentru România și așa mai departe. Și țin minte că, nu știu, cred că m-a sunat el la un moment dat să vorbim de subiectul ăsta și mi-am zis: domnul ministru, felicitări pentru, nu știu, cred că avea o săptămână la mediu. Sincer, eu nu prea felicit autoritățile, dar mi se pare că atunci când e cazul să le felicit, putem să le să vă felicit chiar neoficial sau off the record, vă felicit pentru atitudine, cred că ați început bine acest mandat. Dar să știți că cu prima ocazie când voi avea un subiect despre dumneavoastră, nu vă voi ierta, adică chiar dacă acum vă laud. Și nu știu cum s-a făcut, că efectiv următoarele 5-6 subiecte pe care le-am dezvoltat după aceea aveau legătură cu activitatea domnului Alexe. Fie că era vorba despre apele române, fie că era vorba despre direcțiile silvice, apărea domnul Alexe. Vreau să vă spun că numai din... Spune-mi Costel, Alex, spune-mi Costel, nu vă pot să vă tutuiesc, domnule ministru, sunteți ministru, eu sunt jurnalist. Nu, hai să fim așa o relație mai amicală, că eu sunt Costel, avem aceeași vârstă, suntem născuți în același an. Zi-mi Costel, nu, domnul ministru, lăsați. Ei, Costel nu mai răspunde la telefon de vreo câteva luni bune, după ce am început să dezvolt mai multe subiecte pe tema asta. Vă țin minte că am avut o discuție în contradictoriu la un moment dat, în vara anului trecut, la DG24. Eu am spus că avem informații că oamenii de la direcțiile silvice sunt dați afară cu comandă din minister. I-am spus încă din august anul trecut, pentru că știam, aveam informația asta, nu era suficient de bine probată ca să o fac cu material. A zis în direct: domnul Nedea face politică, nu există așa ceva. Ce faci, domnul Nedea, faci politică? La 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 la. Ia uite că eu i-am spus atunci: fac jurnalism, nu fac politică. Și am făcut jurnalism după mai multe luni și am demonstrat că de fapt de acolo veneau comenzile de înlăturare a directorilor de la direcție silvice. Te referi la ancheta privindu-l pe secretarul de stat, care a și fost demis, da, cred că la câteva ore după apariția acelor înregistrări. Ce ne spunea ancheta respectivă sau care e lucru care te-a intrigat pe tine? Ancheta respectivă ne-a demonstrat fără tăgadă că secretarul de stat Gelu Puiu, care era responsabil pe păduri, era cel mai puternic politician al României pe zona forestieră, să zicem, zona silvică. El își, cel puțin așa se lăuda, își făcuse un sistem de șantaj și de amenințare prin care îi înlătura de la conducerea direcțiilor silvice pe directorii care nu erau agreați politic. Și sistemul era așa: prietene, spunea domnul Puiu, povestea el cu gurița lui: prietene, eu pot să-ți trimit audit, pot să-ți trimit de la Ministerul de Finanțe, pot să-ți trimit control și nici nu mă interesează dacă îți găsește ceva sau nu, eu trimit la parchet. Sau, dacă vrei să rămânem prieteni, faci pasul lateral, îl lași pe unul de-al nostru să-ți ia locul și suntem în continuare prieteni. Care este miza, Alex, din ideea? Anchetele tale, mai multe dintre ele, demonstrează această goană după posturile astea. Ce miză e la mijloc? Eu n-am de unde să știu exact în situația dată ce urmărea domnul Puiu, dar pot să fac o paralelă, să fac o trimitere către situația de la Apele Române. Eu am documentat dosarele penale instrumentate de DNA la Apele Române în ultimii 10 ani și am găsit următorul mod de operare. Politicianul, de obicei parlamentar,
deputat, senator, local, primește șpagă, o sumă de bani, oarecare, pentru a-l numi pe un anumit om în funcția de la Apele Române, funcția locală, mă refer la administrație bazinală de apă sau, mă rog, funcția de în județ, care vizează instituția Apele Române la nivel local. Mai departe, cel care și-a cumpărat locul își recuperează banii încasând comisioane de la firmele care desfășoară lucrări cu instituția pe care el ajunge să o conducă cu sprijin politic. Și atunci, la o lucrare de 1 milion, el încasa între 2% din lucrare până la 10%. Ok, deci a câștigat politicianul care l-a susținut, senatorul, acum a câștigat și cel care și-a cumpărat locul. Și urmează să câștige și firma care dă banul, pentru că firma umflă lucrările, da? Are de făcut un șanț, îl face de 200 de lei, deși îl costă 100 de lei. Are de făcut un canal de irigație sau ce mai fac ei pe acolo, un baraj, îl fac de 3 ori mai scump. Și atunci câștigă și firma care și-a cumpărat omul de încredere. Singurii care pierdem suntem noi, fraierii care plătim taxe și impozite în țara asta. Deci miza ar putea să fie chiar asta. Se fac foarte mulți bani, iar cei care ajung în poziții de conducere trebuie să ajungă să fie din rândul celor de încredere, din rândul celor care pot fi coordonați de partid. Există un contraargument politic la chestiunea asta. Multă lume din actuala guvernare, care e subiectul ultimelor voastre anchete în ultimul an și jumătate, spune așa, bun, dar noi trebuie să facem un efort ca să înlăturăm ceea ce a pus guvernarea Dragnea înainte. Da, guvernarea Dragnea fiind o metaforă, nu? E valid argumentul acesta? Nu e valid argumentul acesta când vorbim de funcții care nu sunt prin esență politice. Vorbim de funcții tehnice în instituții strategice ale statului român, unde n-are ce căuta politicianul. Acolo trebuie să fie profesionistul. N-ai cum să pui politicieni în locul profesioniștilor. De ce nu se operează ei pe creier cu un politician într-un spital și aleg un profesionist, un medic, neurochirurg? Să se ducă ei, să-și pună politicieni, să le scoată măselele și așa mai departe. Deci trebuie să înțelegem, politizarea e normală în orice societate, în orice democrație, dar în instituții, în funcții politice. Da? Avem secretari de stat, avem miniștri, ok, pot să înțeleg că aici se urmărește o viziune politică, dar când ajungi să pui în un habarnic să îți vegheze dacă ține sau nu barajul, dacă pui un habarnic să-ți vegheze dacă plantăm plopii în pantă sau îi punem drept în pădure, atunci deja e clar că nu mai urmărești o viziune politică, ci urmărești alte avantaje. Dintre anchetele tale, unde ți s-a părut că există un pericol iminent pentru o catastrofă? Și aici întreb la modul propriu, pentru că ultimele tale anchete se ocupă de zonele de îndiguire, adică apele române, se ocupă de împăduriri și chestiuni ecologice. Unde ți se pare că statul român a slăbit foarte tare în detrimentul cetățenilor săi? Din păcate, cam în toate anchetele mele ai sentimentul ăsta că, băi, s-a ajuns prea departe, s-au slăbit niște zone care trebuiau să fie strong, să fie puternice, să fie sigure. Și mă refer aici și la zona tăierilor ilegale, pentru că s-a ajuns la... Urmează acum să public o investigație care pur și simplu subiectul mă sufocă pe mine ca cetățean din sudul României despre cum se fură din pădurile de câmpie. S-a slăbit extraordinar de mult ceea ce înseamnă protecția împotriva inundațiilor. Mi se pare că am ajuns într-un punct critic unde oameni care n-au ce căuta au fost angajați la Apele Române și stau și acum bine mersi, ținuți în spate de partid. S-a ajuns la un subiect critic, uite, vorbeam de zona de sănătate publică, în ceea ce privește apa potabilă, dacă am ajuns ca niște jurnaliști să descoperă o chestiune care e pur și simplu esențială pentru viața unui român, apa. Deci să nu fie o instituție a statului care să fi sesizat o problemă atât de gravă încât să ajungă un jurnalist să le prezinte oamenilor chestii care sunt de căpătâi pentru țara asta.
Deci, pur și simplu, în orice zonă simt că s-a slăbit foarte tare șurubul. Acum oamenii sigur că așteaptă să audă și despre cazul Ianculescu. Domnule, ce în spate a fost probabil cel mai urmărit material al vostru în 2020. Eu însumi primeam mesaje zilnice de la ascultătorii Europa FM că trebuie să vorbim despre cazul Ianculescu. Care e finalitatea sa astăzi? Da, și te felicit foarte tare pentru că ai găsit o metaforă foarte bună în urma acelui caz. Ai spus țara Ianculeștilor și așa este, țara Ianculeștilor. Adică noi avem în familiile noastre extinse cel puțin un Ianculescu, da? Un profesionist care a fost la un moment dat trebuie să facă un pas în lateral și să lase pe politrucul de serviciu să ia locul. Eu cred că de asta și rezona foarte bine lumea la acest subiect, pentru că e o chestiune care s-a vorbit rar, s-a vorbit la modul teoretic când s-a vorbit, adică n-am avut încarnarea problemei, știi? Asta a fost special la cazul acesta, pentru că era încarnarea unei probleme pe care noi vorbeam la modul teoretic, chiar inclusiv în presă, ani de zile o vorbeam, dar nu vedeam exact omul în carne și oase, omul care a fost dat la o parte și înlocuit de o altă încarnare, da, domnul acela de director la SGA care vindea cafea în timpul liber, sau mă rog, în trecut vânduse cafea, încarnarea politrucului habarnist care a ajuns pe o poziție pe care nici el nu înțelegea, știi? Nici el nu știa de ce e acolo, că l-am întrebat, dumneavoastră, de ce ați ajuns aici? Păi nu știam care sunt condițiile pentru care trebuia să ajungă aici. Nu știam care sunt condițiile pe care trebuia să le îndeplinesc pentru a ajunge aici, dar am ajuns, că asta e. Domnul Ianculescu și-a recăpătat poziția sau care e situația sa? Că lumea, sigur, nu urmărește îndeaproape toate chestiunile astea. În urma materialului nostru, domnul Ianculescu a reușit el fusese detașat la 200 de kilometri de casă, deodată, pur și simplu dintr-o semnătură, dar a reușit să întoarcă această decizie și să nu plece, trebuia să ajungă la Baia Mare, să lucreze de acolo, departe de copii, o pedeapsă, efectiv, o pedeapsă îngrozitoare. A reușit să întoarcă această decizie, politicienii au retractat până la urmă, au dat înapoi și au renunțat la această hotărâre, iar acum lucrează în poziția de inginer șef la SGA Mureș, urmând să se judece cazul lui în instanță dacă să-și reia funcția de director sau nu. El Dar spune că nu vrea să mai fie director, dar vrea să-și găsească dreptatea în felul ăsta, pentru că ce i s-a întâmplat este inuman. autorii morali? Autorii morali, l-am văzut pe domnul Molnar zilele trecute, a fost cazul Ianculescu, a ajuns în Comisia de Cercetare a Abuzurilor din Senat. Și au fost audiați mai mulți oameni care au sau nu legătură cu cazul, printre care domnul Molnar, care era directorul ANAR la acea vreme și, conform înregistrărilor pe care noi le aveam, domnul era în spatele acestei operațiuni, trimisese corpul de control la domnul Ianculescu, pentru că nu avea cine să-l trimită altcineva, corpul de control era în atribuțiile sale, era în supravegherea sa, și așa mai departe, dar domnul cu pricina este deputat acum și a venit ca o fecioară nepătată în fața acelei comisii și a întrebat, dar de ce m-ați chemat aici? Ce treabă am eu? Ce treabă am eu cu asta? Eu n-am în atribuții angajarea sau demiterea unora sau altora de la apele române, eu am cu totul alte atribuții. Ok, așa este. În fișa postului el n-are atribuții, dar cu atât mai grav că n-are atribuții și și adunăm probe că tu ai fost în spatele acestor demisii și demiteri. Alex Nedea, interviurile astea se încheie întotdeauna la fel. Sunt două întrebări și le spun invitaților mei că la un moment dat o să le pun într-un film, dar la un moment dat ăsta vine peste vreo 10 ani și întrebările sună cam în felul următor. Uite, din punctul de vedere al muncii tale, al anchetelor tale, al lucrurilor pe care le descoperi în fiecare zi, cum o să arate, domnule, România în 10 ani? Eu cred că România în 10 ani va fi o țară bună în care poți să trăiești cât de cât rezonabil. Eu cred că deja sunt zone în România unde
poți să ai o viață decentă și să cumva în siguranță. Și uite, cred că va fi țara, cea mai bună țară în care poți să trăiești din regiunea în care ne aflăm noi acum, România. Și nu mă refer doar la bani și la salarii, mă refer și la libertățile cetățenilor și la starea democrației. Dacă vom fi atenți și vom lupta fiecare din noi în a ne face treaba și a sancționa clasa politică, cred că vom ajunge acolo. Dar în 25 de ani, când vei fi făcut încă alte câteva sute de anchete. Lapte și miere. Nu știu, eu cred că România are un potențial foarte mare. Eu cred că cu tărie că România poate ajunge una dintre cele mai bune țări în care poți să trăiești, pentru că avem natură, avem încă zone, păduri virgine, oamenii poți să trăiești, adică poți să te duci să te simți ca acum 2000 de ani, dacă vrei, în România. Avem o nație care oricum am blamat-o și am înjurat-o și am găsit defecte, totuși suntem niște oameni faini. Românii chiar sunt niște oameni prin eminamente faini. Mie îmi place de felul în care sunt construiți românii și locuiesc mult la rădăcina, merg mult în zona unde e rădăcina românului, la sat, la țară, știi? Foarte, oameni foarte creativi, oameni foarte plastici, vorbesc frumos, sunt foarte pitorești, sunt foarte inteligenți. Mie îmi place de nația în care m-am născut, să știi. Și cred că avem și o nație faină, avem și o țară frumoasă, mai trebuie să lucrăm la clasa politică pe care am moștenit-o din 90 încoace și la instituțiile astea ale statului profund corupte. Mulțumesc tare mult, Alex Nedea, și spor la treabă. Mulțumesc și eu. Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM.